Am înțeles. Hello, boy! Hai să vedem dacă reușim să urcăm. Ce-mi pun eu ambiția să urc pe aici. Hai că nu-l simte. Hei, da, mă, cam zguduie. Forță. Și am roata de pe dreapta foarte mare, nu știu din ce cauză. Mă, nu știu dacă știți, dar eu să vă reamintesc chiar că se apropie 26 ianuarie, ziua mea și ziua acestui canal, adică și eu o să încerc să pregătesc ceva cât pot eu de special. Mamă, ce-o... Tehe, dacă are el un pic de treabă. Să-i pun frâna că dacă fuge asta fără mine nu mai prind. Am înțeles. Clickbait! Imediat. Revin. Deci eu nu știu ce mă facă, roata e desumflată chiar rău. Nu așa. Aveam și un prieten care putea să-mi dea o pompă, dar faza e că și-a lui stricată. Deci, roata în baftă, băieți. Doamne ajută. Merg la că pe 4-4, pe greu, pe zăpada asta pe aici, că s-o urmez o pantă. Deci nu-mi place drumul pe care merg, absolut deloc. Pentru că e plin de crăci. Și m-am încercat cu cineva acum câteva zile că ATV-urile strică toate drumurile, că nu știu ce și nu știu cum și în toate felurile. Dar o să vă arăt ce e pe drumuri. Toate e pline de crăci. Eu nu mi-aduc aminte ca un ATV să fac așa ceva, pentru că drumul ăsta mă tot fură. Deci uitați cum mă fură drumul ăsta rău. Și eu nu calc pe urmele astea. Adică nu pot, sunt mai late decât ATV-ul meu. O să încerc să stau mai pe stânga, pentru că uitați eu, alea că desumflat, dar e bine că, nu știu, ATV-urile au presiune foarte mică în cauciucuri și asta e un bonus când ai cauciucurile desumflate. Dar, nu știu, mi-e frică să le desumflu și pe celălalt de dacă n-am pompă la mine. Bă, și aveam o pompă pe care am luat-o special pentru ATV, era din aceea micuță. Noi stricăm drumul, nu? Noi stricăm drumurile, așa, hai, hai, uite ce drumuri am stricat noi cu ATV-urile noastre, că am tras noi toate cărcile pe drum. Aha, și ăsta tot noi cu ATV-urile lăsăm în mijlocul drumului. Da, frate. A, uite, și astea tot noi le tăiem. Tot noi le lăsăm aici. Și ăla la fel, tot eu l-am lăsat aici. L-am tăiat, aha, da. Și cu ATV-urile să strice drumurile. Aha, și asta tot eu am lăsat acolo. Și asta de aici tot eu. Aha, și astea pe unde n-am să trec, tot eu le-am făcut. Tot noi ăștia cu ATV-urile și pe aici am distrus. Deci ăștia cu ATV-urile, că nici nu mai știu ce vreau să spun, ăștia cu ATV-urile pe aici au distrus și tot ei, cu râmatul lor și cu accelerația lor. Aha, ia uitați. Da, bine că noi ăștia cu ATV-urile suntem șmecheri și distrugem noi drumurile. Dar sol că cauciucurile de pe spate nu se potrivesc cu cele de pe față. Ca așa aș fi putut să le mut între ele, cam cauciucurile mai ok pe față. Camera deja rămâne fără baterie, o să pun alta puțin mai încolo. Mi-a înghețat mie fața, da, păi camera. Când de pe aici începe rău drumurilor, deja toate șâncălaiele posibile și imposibile. Măcar de aici pot să merg direct pe șanț. Eu vă sugerez să încălecați șanțul. Nu știu, părere personală. Eu așa merg. Aici chiar nu am ce face. Pe aici trebuie să merg pe șanț. Urăsc astfel de drumuri. Urăsc, urăsc, urăsc. Sper că e tot ok. Că am schimbat bateria, dar nu o să țină nici asta mult. Am înțeles pe unde trebuie să mă bag. Deci eu urăsc chestiile astea, mamă. Am ținut bateria asta o oră, l-am încărcat și imediat s-a oprit. Deci nu pot să cred așa ceva. Mă rog, cam acesta a fost drumul nostru de azi. A fost puțin cam scurt. O să văd eu ce mai fac. Stați geană pe 26 ianuarie la 12 noaptea. O să pun un episod atunci când face un an. Un an de vlog, un an, încă un an de viață. Iar eu am fost Golian și v-am salutat. Pa, pa, boys. A few moments later. Acum vreau să filmeze pe camera.